Hello, good morning from Barnstaple. This is our last day here. Well, not today, tomorrow. And I'm recording my morning walk. Asta e plimbarea mea de dimineață. Mă duc la școală. Și fac un video. Ca să vă arăt așa un pic. M-am dus între cafenea și mi-am luat un latte. E sâmbătă dimineața, este zi, ultima zi de cursuri. Copiii au cursuri și au astăzi prezentările. O să iasă mai târziu și să vorbească cu locuitorii din Barnstaple, să le pună interviu, să le facă interviuri pe stradă. O să-i înregistrăm. E atât de așa liniște și așa plăcut. Și din când în când așa un seagull, un pescăruș care se aude deasupra. E super. Sunt foarte multe magazine. Foarte multe magazine cu haine colorate și foarte multe magazine. Pescărușii. De jewelries. De bijuterii. Și de asemenea, favoritele mele, magazine de decorații. Ia uitați-vă ce aici. Good morning. Bine, e plin de păsări pe stradă. Ah, look here. Da. Și cam așa. Și bineînțeles foarte multe charity shop-uri. Eu am încercat foarte mult să fac popular conceptul ăsta acasă, pentru că intenționez să deschid și eu un charity shop în România, în Pitești. În România există, am înțeles. Am făcut un video anunțând lucrul ăsta anul trecut și au răspuns mulți oameni spunând că există în România. Da, magazine de decorații și tablouri și rame și sunt absolut superbe. N-am avut timp. Sper că din septembrie să am timp pentru unele planuri și proiecte care au fost în stand-by de mult timp. Oh, my hair is a mess. Scuzați-mă, deci nu suport părul în ochi. Așa și... Da, vreau să văd dacă în Pitești ar funcționa ideea asta, să facem a charity shop, un magazin caritabil, în care să strângem permanent, asta e ideea mea, încă n-am finisat-o, să strângem permanent, să vină permanent oameni cu tot felul de proiecte în care să ceară cazuri sociale, în care să ceară ajutor financiar, iar noi prin acest charity shop, în stilul ăsta pe care l-am văzut aici, să strângem bani. Oamenii să aducă haine, să aducă obiecte pe care le mai folosesc în casă, să le vinde la mâna a doua, să avem voluntari care ajută acolo la charity shop, deci să nu fie oameni care să fie salariați, da? Cum au ei aici voluntari la charity shop, fiecare om care poate, mai ales oamenii în vârstă aici, care sunt pensionari și vor să facă ceva, să-și ocupe timpul într-un mod plăcut, vin și nu e o chestie zilnică. Cineva vine marțea de la 2 la 4, sau 2 ore. Fiecare vine, poate sunt e cineva care poate să vină în fiecare dimineață. Ideea este să fie cineva permanent care să fie la tejdea, să vândă lucrurile, să încaseze banii. Și e foarte mișto pentru că ideea de comunitate, de încredere, evident, și o cauză nobilă. Adică de aici nu câștigă nimeni nimic, dimpotrivă, spațiu unde se va desfășura toată activitatea, se plătește chirie, dar e ceva grozav. Mie îmi place foarte mult ideea de charity shop. Ah, vreau să vă arăt ceva aici, mi-a plăcut la nebunie. Un fotoliu. E superb. Stai să vă spun cât costă fotoliul ăsta. 725 de lire. Da, ei pe partea de decorațiuni sunt extraordinari.
Ok, mai am un pic și ajung la sol. Hai că fac video până la sol. And this is my latte. Trebuie să mai fac o poză. Trec pe lângă foarte multe pub-uri și takeaway-uri și... Asta este străduță așa mai micuță. Mai am un pic și ajung la sol. Da. Și... cam așa. Și în august plec în America. Have I told you that? So excited! Plec 2 săptămâni în America cu alt grup de copii. Și între Anglia și America am și un mic concediu. Ha, abia aștept să am și un concediu. Merit și un concediu după atâta nebunie. Chiar a fost nebunie. And London is coming up, adică se apropie. Hello, good morning! Good. Where are you from? I'm making a video. I'm from Ukraine. Tell us your family name. My mother is a policeman. She works in the police and her name is Olesya and my father is a farmer. But tell me your family name. Sherban. Yes. Yeah? Because it's really funny that your name is Sherban like mine. Yes. Pe ea o cheamă de familie Șerban, se scrie foarte ciudat, cu S, cu H, cu... da, multe consoane care nu se citesc. Și... good morning! Salut. I'm making a video. It's 8736, I think. Good morning, I'm making a video. Good morning! Good morning, lovely children! Mamă, un video de 7 minute, nu se uite nimeni la el.